nevoile de consum pot fi diferite. Poate am nevoie să am un salam ambalat câte trei feliuțe. Nu știu, am un anumit pattern de consum, plec pe munte, vreau să mănânc într-o săptămână doar trei feliuțe de salam, nu o să-mi cumpăr un baton întreg sau nu o să ambalez 100 de grame, ci trei feliuțe de salam. Sigur, exagerez, dar înțelegi principiul. Dar asta nu înseamnă că din start sunt un terorist împotriva naturii. Dar faptul că am ales în cunoștință de cauză și nu mecanic, oricum ar că eu salamul ăla ambalat câte trei feliuțe, face o diferență imensă. Noi dacă am reușit să eliminăm doar risipa, nu să ne limităm consumul necesar, ci doar să limităm risipa. Am eu nevoie cu adevărat, dacă nu merg pe munte o săptămână și am nevoie de trei felii salam, în rest când stau acasă, am nevoie de salam ambalat câte trei felii? Am nevoie de o mașină care să stea în fața blocului și eventual să mă cer și cu un vecin dacă stau în București că ai bordura mea, ba nu că ai bordura mea, că eu stau aici cu dar mai mult decât tine în bloc și am mai mult dreptul să pun pe bordura aia. Sunt niște chestii care noi dacă în momentul ăsta ne uităm la ele cu atenție, ne dăm seama că sunt niște inepții induse de timp, de cutumă, de presiunea din jurul nostru și așa mai departe. Din fericire, eu personal remarc un contratrend de oameni care încep să gândească în parametri de tip am nevoie de serviciu, nu de produsul care îl livrează, pot să-mi închiriez niște lucruri, nu neapărat să le cumpăr, pot să fac un serviciu partajat de o formă sau de alta. Lucrurile astea sunt extrem de avansate acum față de cum eram și cu 5 sau cu 10 ani. Gândește-te, spre exemplu, ce înseamnă acum nevoia de a avea un calculator. Când cea mai mare parte a serviciilor sunt online, tu ai nevoie să ai un stick, de fapt. Că aia este proprietatea ta și informația doar a ta. Cu stick-ul respectiv înfipt în orice calculator din lume. Sau un director într-un cloud. Sau chiar cu un director într-un cloud, nu mai ai nevoie să cheltui acele metale rare și alte metale prețioase și plastic și emisii și așa mai departe ca să produci acel calculator. Sigur, ăsta e un principiu care se poate aplica la aproape orice. De la faptul că n-am nevoie să țin lumina aprinsă în miezul zilei și până la faptul că n-am nevoie, iată, să-mi ambalez salamul de care vorbeam. Și astea sunt niște lucruri care se induc din fragedă pruncie vorbind despre ele la modul firesc. Nu venind după aceea și spunând, știi ce, hai să ne departajăm în două triburi. Voi ăia ecoteroriștii și hipioții și drăgostiții de natură și noi ăia alți opulenții și care face... Astea sunt niște chestii de valori culturale, nu sunt niște chestii de nevoie. Și putem să facem asta. Sigur. Voi cum manevrați treaba asta? Uite, de exemplu, aici la Împreună pentru Natură am început, sunt câteva ediții și o să mai fie și următoarele, nu săptămâna viitoare, celelalte două o să fie de asemenea cu ei, cu cei de la agronomie. Și discuțiile sunt de mai multe feluri, dar acum am pus un pic de accent pe exact ce spui tu, este varianta agronomică a economiei circulare și care se cheamă permacultură. Sigur, da. Da. Și da, până la urmă despre asta vorbim și una din următoarele emisiuni va fi, cred că a treia cu permacultura de aici încolo, o să fie exact pe rolul comunității și al societății în permacultură. Implicit, oglinda. Mm-hmm. Ce face filozofia anumită permacultură mai mult decât o așa, da. Și care de fapt e ce aduce din tradiții din spate și le pune un pic mai academic și științific cu o structură oarecare mai inteligibilă de mintea modernă. Aia e tot aia. Da. Și da, e într-adevăr e foarte, foarte provocator.